Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Deale Dimineții la Hunedoara 1 TV. Și a venit toamna, nu cânt, că nu mi iese, dar nu se știe sau nu mi iasă. Bună dimineața, Rosi! Bună dimineața! Cum e cu iese și iasă? Ia să vedem. Nu mi iese. Zice Rosi că nu mi iese. Nu mi iese, dragii mei, nu cântăm. Da, când iasă, iasă. Vedem ce iasă până la final sau cine iasă. Dar e marți, 15 octombrie 2024. A venit toamna, vrem, nu vrem. Toamna e prezentă aici la noi, aici și avem bostanul. Mulțumim, Bianca, pentru bostanel. Mulțumim lui Babacul pentru bostanii ornamentali și mai am un bostanel de la Petronela. Toată lumea, castanele sunt din parcare de la IPH, dragii mei, că pic așa din pom. Nu e nimeni în studio, sunt singură în această dimineață. Nu sunt niciodată singură pentru că voi, dragii mei telespectatori, cei care ne urmăriți și online pe Facebook și pe YouTube, dar și acasă din căldura locuințelor dumneavoastră, ne urmăriți pe micile ecrane în fiecare dimineață, între 7 și 8 dimineața, atunci când vă pregătiți să plecați la serviciu sau la școală. Sau după caz, fiecare își caută câte o treabă, câte o trebușoară, așa să zicem, de făcut într-o zi de marți. Sperăm o zi de marți însorită, pentru că încă mai sperăm să ne bucurăm de razele soarelui. Cei care iubim soarele sunt care iubesc ploaia. Sunt care iubesc toamna, sunt oameni care iubesc primăvara. Dar noi știm cu toții că, indiferent dacă vedem sau nu vedem soarele pe cer, fiecare dintre noi purtăm soarele în suflet. Despre cum va fi vremea astăzi, dacă va ploua sau nu, bate vântul, nu bate, sau pe unde bate, Andra ne va spune cum e vremea. Bună dimineața, Andra! Bună dimineața, Ioana! Dragi telespectatori, iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. Azi vremea va fi instabilă, vor fi norări temporar accentuate și intensificări de scurtă durată ale vântului. La Deva și Hunedoara, astăzi, 15 octombrie, soarele va fi ascuns printre nori, iar temperaturile nu vor depăși 19 grade Celsius pe timpul zilei și 6 grade la noapte. În nordul județului, la Brad, vremea va fi înorată, însă scăpăm de ploi. Temperaturi între 17 grade Celsius pe zi și 4 grade Celsius pe timpul nopții. La Petroșan, soarele este prezent pe cerul senin, vântul va bate slab cu o viteză de 6-9 km pe oră. Maxima va atinge 18 grade pe timpul zilei, iar la noapte minima va scădea la 6 grade Celsius. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. Am revenit, dragii mei, în studio, am văzut cum e vremea, mulțumim, Andra, ci că soarele e printre nori, dar 19 grade și să sperăm că nu plouă. Dar dacă plouă, asta e, că până la urmă nu ne putem pune împotriva vremii. Am primit aseară un mesaj de la prietena noastră, Lavinia, Asociația Inimi Generoase. Îl rog pe Rosi să pregătească materialul și vreau să dau citire astăzi, 15 octombrie, ziua părinților de îngeri, o zi marcată copiii care s-au dus la cer înainte de 18 ani sau care au dispărut, să spunem așa, dintre noi înainte de la naștere sau înainte de a reuși să marcheze ceva în viața asta, ce numim noi viața aici pe planeta Pământ. Ziua părinților de îngeri comemorează copiii decedați la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani. Va fi marcată pe 15 octombrie. Asociația Inimi Generoase va organiza un eveniment de comemorare prin depunerea unei garoafe albe și sau a unei jucării în Piața Unirii. În data de 15 octombrie, adică astăzi, începând cu ora 19
30. Tot cu această ocazie, evenimentul va fi marcat prin iluminarea clădirilor în culorile roz și bleu. Cei care vor fi prezenți astăzi în Piața Unirii, alături de cei de la Asociația Inim Generoase, vor vedea luminile care se vor schimba pe unele clădiri din municipiul Deva. Văd aici clădirea primăriei, Colegiul Național Decebal, inclusiv clădirea în care noi ne aflăm, clădirea IPH, se pare că vor fi în culorile roz și bleu, ceva ce o să fie probabil alături, foarte aproape de sufletul nostru. Părinții vor avea parte de ședințe de consiliere psihologică, de contarea se face de la bugetul de stat, îmi scrie la vine aici, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială și Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială Județene. Dacă aveți prieteni sau rude care trec prin doliu, trimiteți-le aceste materiale cu un gând bun. Uneori nu știm ce să spunem, dar tăcerea doare cel mai tare. Împreună putem aduce un strop de alinare și solidaritate celor care suferă. Vă invităm să mergeți în fața acestor clădiri pe care le-am amintit, să faceți o poză, o fotografie sau un video și să postați cu hashtag-urile 15 octombrie, Ziua Părinților Îngeri, mame cu brațele goale. Sper să ne vedem în această seară la 19:30 cu toții, să fim alături de cei care au parte de o perioadă mai, să spunem, mai tristă în viață în aceste momente. Cei de la Asociația Inim Generoase sunt mereu aproape de cei care dau de greu. Și nu numai, că tot ei aduc și bucurie de foarte multe ori în viețile multora dintre noi. E o săptămână încărcată de evenimente. Începem cu Biblioteca Județeană Ovid de Sușanu, Hunedoara, Deva. Începând cu ora 10, astăzi o să deschidem, dăm start alături de cei de la bibliotecă cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și cu Direcția Generală Anticorupție în incinta unei clădiri aici în vecinătate, știm cu toții, la etajul 3, în sala 2, o să dăm start salonului hunedorean al cărții. Nu uitați, alături de cei care iubesc cartea, ne vedem cu toții la ora 10. Vă așteptăm! Vom fi acolo. Și la ora 18, astăzi va avea loc o lansare de carte, Vasile Pușcaș. Tot în incinta acelei clădiri și tot la etajul 3 în sala Dör. Mai sunt evenimente, Salonul Hunedorean al Cărții ați văzut că se deschide astăzi 15, se încheie în data de 18, pe parcursul acestor zile vom tot reveni cu amănunte și parcă se aude o cântare, nu știu ce se aude. Cred că Andra cântă la horoscop. Horoscop cu Andra. Bună dimineața din nou, să vedem ce ne spun astrele, cine cântă astăzi și de ce cântă astăzi. Să vedem ce ne spune Andra, cum se așează astrele. Dragi telespectatori, iată care sunt previziunile astrale de astăzi, 15 octombrie. Berbec, aveți planuri mari și v-ați propus să finalizați o lucrare importantă care v-ar aduce venituri suplimentare. Astrologul vă sfătuiește să nu vă grăbiți. În urma unei vești la o rudă din depărtare, sunteți nevoiți să vă schimbați programul și să plecați într-o călătorie în interesul familiei. Ar putea fi vorba despre o problemă de sănătate a unei rude în vârstă din partea partenerului de viață. Taur, se pare că nu aveți spor în nicio activitate din cauza că vă lipsește simțul practic. Astrologul vă sfătuiește să nu forțați lucrurile și să vă dedicați unor activități de rutină. Dacă v-ați planificat o deplasare în interes de afaceri, ar fi bine să o amânați. Gemeni, un eveniment neașteptat din cursul dimineții vă dă programul peste cap.
Cu prilejul unui drum în interes personal, s-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană care vă va fi de mare folos pentru reușita unei afaceri. Astrologul vă sătuiește să evitați speculațiile de orice fel și să nu vă grăbiți în luarea deciziilor. Rac. Se pare că nu sunteți în formă, așa că astrologul vă recomandă să nu vă asumați niciun risc. Din cauza stării de confuzie pe care o resimțiți, capacitățile fizice și intelectuale sunt reduse. O persoană mai în vârstă încearcă să-și impună punctul de vedere în privința unei chestiuni de afaceri. Cu răbdare și calm puteți evita o confruntare. Leu, sunteți indispus din cauza problemelor financiare cu care vă confruntați de mai mult timp. Nu este momentul să luați decizii importante. Astăzi nu este indicat să plecați în călătorii sau să participați la întruniri. Astrologul vă sfătuiește să vă păstrați calmul și să evitați discuțiile contradictorii cu o persoană mai în vârstă din familie. Fecioară, s-ar putea să fiți dezamăgiți și neliniștit din cauza unor probleme de familie. Doar partenerul de viață mai reușește să vă îmbărbăteze. Astrologul vă sfătuiește să fiți atent la bani. Astăzi există riscul să pierdeți sume mici. Balanță, sunteți hipersensibil și confuz, iar această stare vă împiedică să luați decizii corecte. Astrologul vă recomandă să amânați afacerile și activitățile care necesită putere de concentrare. Limitați-vă la activități de rutină și acordați mai mult timp odihnei și relaxării. Scorpion, în prima parte a zilei nu sunteți în apele dumneavoastră pentru că nu reușiți să rezolvați tot ce v-ați propus. Nu este cazul să insistați. Din cauza oboselii acumulate, capacitatea de concentrare este redusă. Astrologul vă recomandă să vă relaxați și să amânați problemele delicate. Săgetător, dimineața s-ar putea ca relațiile cu prietenii să fie puțin tensionate din cauza că nu reușiți să îi înțelegeți corect. Astăzi, astrologul vă recomandă să nu luați decizii importante pe plan profesional și în afaceri pentru că pierdeți mult. Dar dacă trebuie totuși să luați decizii, ar fi bine să țineți cont de sfaturile unei persoane cu experiență. Capricorn, nu este momentul să începeți o nouă afacere pentru că astăzi vă cam lipsește simțul practic. De asemenea, astrologul vă sfătuiește să nu luați decizii importante în domeniul profesional. Dacă aveți o controversă cu partenerul de viață pe teme financiare, ar fi bine să nu insistați pentru că s-ar putea să greșiți. Vărsător, în prima parte a zilei s-ar putea să aveți dificultăți de comunicare cu cei din jur. Astrologul vă sfătuiește să încercați să vă adunați gândurile și să lămuriți neînțelegerile. Se pare că intenționați să cumpărați un obiect casnic de valoare. Ar fi bine să faceți cumpărăturile împreună cu membrii familiei. Dacă vă propuneți să le faceți o surpriză, s-ar putea să dați greș. Pești, nu este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii și nici pentru călătorii în interes de afaceri. Starea de hipersensibilitate pe care o resimțiți vă îngreunează comunicarea cu persoanele din anturaj. Astrologul vă semnalează că nici tranzacțiile comerciale nu sunt recomandabile astăzi, pentru că este foarte probabil să ieșiți în pierdere. Pe plan sentimental însă, parcurgeți o perioadă favorabilă. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Andra Haratov și ne revedem și mâine cu noi previziuni astrale. Leu și Pești, în această dimineață, cineva îmi cântă. Bună dimineața! Bine ai venit, Călin! Pe acordul de chitară. Bine v-am găsit! Și super, super dimineața, dragii mei, așa cum mulți dintre dumneavoastră îl recunoașteți. Nu știu dacă îl recunoașteți la față, dar cu siguranță îi recunoașteți vocea. Alături de mine Călin Bârcean și pragul de sus, pragul salutăm de sus. Pe Călin băieți. Călin Bârcean salută toată gașca prezentă la matinalul nostru. Au fost ani frumoși, noi avem o arhivă de emisiuni împreună, pentru că în sezonul vechi vocea ta ne trezea în fiecare dimineață la inconfundabilă. Super, la super dimineața. Da. M-ai provocat acum să-mi amintesc melodia. Am încercat, dar poate pe viitor așa. Mi-o amintesc așa, dar dintr-o dată, într-adevăr, aveam atunci... cu chitara asta am tras piesa respectivă, da. Chitara asta s-au întâmplat multe. Cu chitara asta ne-am luat și la revedere în 2021, când mi-ați făcut acea surpriză. V-am purtat în suflet un an de zile pe unde am fost. Toate melodiile voastre sunt aproape de sufletul meu. Ne leagă o prietenie frumoasă și veche. 2012-2013 m-a tot uit la pozele din vechime. Da, păi deja acum hai să revenim în prezent și iată că prietenia continuă și suntem sau reluăm poveștile. Nu reușim să ne întâlnim și cu băieții niciodată la o altă. E greu. Cu băieții doar pe scene mai mult, știi? Da, e mai complicat cu băieții, dar... cine știe? În primul rând, vineri pe scenă, sigur vă întâlniți cu băieții dacă veniți la Teatru de Artă, pentru că acolo va fi concertul nostru aniversar, 20 de praguri, album, lansare și aniversare.
O să vorbim despre mai pendelete, despre acest, despre această lansare. Vreau să începem totuși cu o poveste. Noi am mai povestit, foarte mulți din telespectatori știu deja, acum de curând ai fost aici la noi la Deale Dimineții cu pianul. Astăzi ai venit cu chitara. Eu mă tot gândesc cum să cărăm un pian până aici la etajul 4 în IPH. Ce zici? Reușim? Nu cred. Doar pe scări. Doar pe scări. Doar pe scări. 20 de praguri. Am mai povestit și știm deja, cei care vă urmăresc activitatea, aveți fani care vă urmăresc în țară, mai ales la Timișoara. Aveți voi acolo o trupă foarte faină care, de oameni care vă așteaptă, vă primesc acolo la Timișoara cu drag, nu doar la Timișoara, dar în mod special acolo. Dar vreau să începem cu începuturile și să ne aducem aminte un pic amândoi de pragurile de sus de început. E dureros pentru tine că cred că ai așa amintiri. Păi nu e dureros, este fain, frumos, sigur că da. E acea Timișoară de care pomeneai tu, pentru că de aia suntem noi legați, suntem așa cumva cu două case și... La Timișoara s-a format Pragul de Sus. Acum 20 de ani, în 2004, lansam primul album de cupaj sonor, făcut atunci la București cu Vlad Ignejevici, și de atunci povestea a continuat fără oprire. Primii ani au fost la Timișoara, într-adevăr, primii, să zic eu, aproape 10 ani, da, au fost acolo. După care Pragul s-a mutat încoace. Mutându-mă eu aici, am schimbat și componența și de, sau o parte din componență, și de atunci, de la aniversarea noastră din 2014, care a fost tot la Teatrul de Artă, îi avem alături și pe hunedorenii Cosmin Herac și Florin Demea. Trupă faină, mulțumesc, Rosi, pentru poze. Îl salutăm pe Cosmin Herac în imagini și pe Florin Demea, și am pronunțat și numele corect, că nu, da, și bineînțeles Costel Răsuceanu, prietenul nostru, mie tare, da, la fel, voi doi, eu așa v-am cunoscut, pe tine și pe Costel. Pe urmă au venit El, și... Costel a fost cu mine de la început, din prima formulă. Pe urmă, în etapa mea Timișoran, el a făcut o pauză de câțiva anișori și a revenit în Pragul de Sus. Și ăștia suntem, cei patru mușchetari. Mai ții minte ce plăte aveai când ne-am cunoscut? Da, atunci... Am vrut să-ți fac o surpriză, să pun o poză. Da, 2013 lansam albumul nostru Blocaj în Verde. Și atunci, da, eram cuplet, așa era... Așa era modelul. Rosi zice modelul, tu zici textul. Așa era, da. Așa a fost, nu, sunt pe etape, perioade pe care le-am ars frumos și partea cea mai importantă este că întotdeauna am făcut ceea ce am simțit, am cântat așa cum am simțit și am fost sinceri. Iar acest lucru... s-a întors împotriva noastră și iată câți fani avem și câți oameni care ne iubesc în momentul de față. Împotriva noastră, în ghilimele, dragii mei, că da. Am văzut centru pietonal plină anul acesta și anul trecut. Voi, din timp în timp, ieșiți așa între oameni simplu pe stradă, ceea ce e la aproape de sufletul nostru, și cumva nu rămâneți o trupă intangibilă, pentru că rămâneți așa printre noi, da, da. Printre oameni, și poate că de mâine rămâne o piesă aproape de sufletul meu. Am purtat-o un an de zile în minte. Să știi că am cântat-o foarte mult, nu o să uit niciodată. Știi că mi-ai zis tu atunci în acea dimineață prin material că într-o zi proiectele, uite că proiectele s-au adunat. Și tu ți-ai continuat foarte frumos proiectele.
alături de băieți și nu doar de băieți, pentru că am o poză pe care am salvat-o. Rosi, te rog eu frumos până să mergem la concert. Ia uitați-vă ce înseamnă pragul de sus. E trupa extinsă. Trupa extinsă, da. Ei sunt, ei sunt gașca de party în mare, deci avem pe lângă noi ăștia patru de care am vorbit mai devreme, îi avem și pe Jeanel Bull, saxofon, Alina Oancea, vocea populară a pragului de sus, Mihaela Oprea, vocea mai ușoară, cover, dar ea e mai nou cooptată în proiect și s-a integrat foarte bine, pornind de la pianul de care spuneai tu și de la piesa Geometrie în 2, și avem pe DJ Florea la butoane. Foarte frumos. O trupă, cine n-a fost la un eveniment cu pragul, să meargă, dragii mei, cu pragul de sus, de la începând cu zilele de 8 martie, care rămân memorabile. 8 martie, Revelion urmează acum, și astea și nunți, petreceri private, petreceri de firmă, tot felul de evenimente la care, cu mare drag, luăm parte și pe care le aruncăm în aer. 20 de praguri de sus sau de jos? Păi, tu ce zici? Nu știu. Tot timpul au fost de sus. De tot sus. Timpul au fost de sus și unul din înțelesurile sau unul din hai să spunem așa, unul din înțelesurile acestui titlu al nostru, acestui nume al nostru, este că întotdeauna am țintit mai sus decât pragul pe care ne aflam. Și acest lucru s-a tot dezvoltat, pragul a tot urcat și iată-ne la primul din cele 20, îi spun eu. 20, primul din cele 20, mai urmează 20. Cine știe? La 40 de praguri, tot aici, tot noi doi. Ce fain! Să fie cu binecuvântarea lui Dumnezeu, că dacă suntem sănătoși și toate merg bine, așa să fie vorba ta și peste, să fie primul din următorii 20. Nu știu dacă am reușit noi doi vreodată să punctăm foarte bine povestea Pragul de Sur și Micea Vintilă. Vă leagă o prietenie foarte frumoasă de Mircea Vintilă. Nu mi-ai povestit niciodată. Păi, cum a început colaborarea? N-am avut ocazia prilejul, probabil, dar uite că vorbeam de aniversarea de 10 ani când au intrat în barca noastră Florin și Cosmin. E, atunci a fost și Mircea Vintilă prezent, chiar aici la Deva, în acel spectacol. Și colaborarea mea cu el e mai veche puțin, să tot fie de vreo 15 ani, cam așa. Eu la Timișoara fiind am dezvoltat acolo niște serii live la Porto Arte, de unde e și fotografia respectivă. Și am început să am invitați din sfera folk rock-ului, oameni cu chitara, pentru că eu eram acolo, aveam în fiecare vineri o seară a mea, unde cântam doar eu cu chitară, și așa m-am apropiat de ei, de Mircea Vintilă mult mai mult după aceea, dar în prima fază au fost și Mircea Baniciu, au fost și Nicu Alifantis, Ducu Berțian, că am adus pe toți din zona asta a folcului. Și cu Mircea Vintilă s-a legat o poveste dincolo de scenă și am colaborat de atunci regulat, urmând ca pe final, adică asta însemnând ultimii ani, să fim pragul de sus și Mircea Vintilă, nu mai eram doar eu cu Mircea Vintilă, l-am integrat în trupă și am făcut o poveste rock sau povestea rock a lui Mircea Vintilă cu noi și mă bucur foarte mult că iată de atâta vreme merge și acest proiect și anul acesta am avut două concerte cu el, eu acum recent cumva în septembrie, dar cu băieții nu am reușit pentru că noi avem proiectele de lansare, dar va continua și povestea cu Mircea Vintilă. Am
Tot vrut să te întreb, de fiecare dată când ne-am întâlnit, că în spatele camerelor de la vedere, degeaba le întreb că nu spune, dar am zis, o să-l prind eu în studio și o să-l întreb. Ce regreți sau regreți ceva din cariera ta? La un moment dat ai avut vreo cumpănă și ai plecat pe un drum și astăzi să spui, poate dacă aș fi ales alt drum? E greu de spus. În mare nu regret. Nu prea am ce să regret, dar dacă vrei să facem așa o analiză la sânge, să te gândești doar așa pe ideea dacă, ce-ar fi fost dacă la un moment dat se întâmpla altceva. Asta ar fi singura, dacă vrei, presupoziție din asta, că ce-ar fi fost dacă eu nu mergeam la Timișoara și mergeam la Cluj, ce era dacă nu mergeam acolo și mergeam la București la momentul X. Corect. Deci atât, astea ar fi fost sau ar fi, dacă vrei, subiectele de divagație, dar până la urmă am ales să fiu aici, am ales să rămân aici, am ales să continui acest proiect de acasă și bineînțeles, asumându-mi toate datele. Și mi-a fost poate un pic mai greu să-l duc de aici decât dacă aș fi fost în București, de exemplu. Dar an după an lucrurile s-au mișcat, suntem la pragul la care suntem și nu prea am ce să regret, să zic așa. Nu e... Așa a fost și mi-am asumat și mi-am ales, pentru că la mine a contat foarte mult și partea care ține de familie și am ales să rămân aici, să îmi cresc copiii aici, atunci lucrurile astea le-am cam dus așa cumva în paralel. Și copiii au crescut frumos, dragii mei, vedem alături de Călin și de Adriana, Ioana, ca să nu mai zic că eu zic Adriana, ei spun Ioana. Dar cine e Adri pe bune? Că mă tot încurc aici în Științe, pe Facebook. Cine e Adri pe bune? Că e de acolo, de la Mărtinești, e clar. Cine e? Bine, e de la Timișoara, nu e? Din câte știu eu. Opa! Nu e de la Mărtinești. Apropo de începutul, da. Timișoran al pragului de sus, da. Nu, ea mai are tot felul de... Proiecte și o salutăm. Se mai joacă, da, cu pseudonimule și cu teme, cu așa, da, e, dar o salutăm și o pupăm și noi, bineînțeles. E un om minunat, special și e aproape de sufletul nostru, își crește copiii alături de Călin într-un stil foarte fain, o familie foarte faină, îi întâlnesc de foarte multe ori împreună pe stradă, mă bucură când îi văd, îi îmbrățișez și m-a impresionat atunci când l-am văzut pe băiatul tău îmbrăcat călușar, trebuie să amintim asta, că nu ne-am întâlnit, avem multe de povestit. Da, așa nu le mai terminăm. Așa, nu, da. Da, foarte frumos, chiar că îmi spuneai, ai vrut să-ți crești copiii în pace și în liniște aici, acasă, în județul Hunedoara. Ceea ce e un lucru pe care eu personal, cunoscându-vă de când v-ați întors, l-am apreciat întotdeauna. Și am mai apreciat ceva, nu ai făcut rabat, deși au fost și sunt vremuri în care stilul vostru de muzică se vinde și se consumă mai greu, nu ați făcut rabat de la calitate. Eu am prezentat câteva spectacole, am urcat alături de voi pe scenă de vreo câteva ori și de fiecare dată am simțit acea mândrie să vă prezint, să fiu alături de voi, pentru că niciodată nu mi-ați înșelat așteptările. Și asta face foarte mult, să știi, să vezi niște oameni din 2012-2013 și până în 2024 să nu ai nicio problemă, să știi exact ce va urma. O trupă foarte bună, de calitate și muzică de calitate. Dar vreau să vă întreb,
te întreb pe tine, că ficiorii noștri nu saci. Da. A fost greu în anii ăștia, cele 20 de praguri la care ați ajuns, să păstrați calitatea, să nu faceți rabat de la calitate. Măi, calitatea, și de la stil. Da, calitatea aceasta de care tu spui e practic parte din noi, e ceea ce suntem noi și atunci nu a fost greu să o păstrăm fiind, cum să spun, reprezentându-ne atât de bine. A fost probabil mai greu în raport cu lumea din jur, cum spui tu, cu schimbările din jur, cu ceea ce se întâmplă și într-adevăr la un moment dat în acești 20 de ani și asta se întâmpla poate că în jurul, ne apropiam de cei primii 10, simțeam că pedalez în gol. Aveam senzația asta pentru că am avut întotdeauna am avut adică am fost atlet așa de cursă lungă și am tras și am tras și am poate de multe ori am plusat mai mult decât ar fi fost firesc, să zicem așa, sau decât ar fi preconizat cei din jur, dar am înțeles că doar așa pot să iau avans și doar așa pot să cresc și s-a întâmplat la un moment dat să mă uit în jurul meu și să simt că parcă dau singur din pedale, știi? Și că în jurul meu lumea parcă nu percepe și am avut această și poate că ăla e un moment de cotitură pe care, de care întrebai și tu și atunci te întrebă, dar ce fac? Mai pedalez? Mă mai zbat? Sau, știi? Deci lucrurile astea pot să apară în parcursul fiecarei profesii sau trupe sau cum vrei să-i spui. Dar după ce am trecut și nu m-am oprit, mi-am dat seama că de fapt n-a fost în gol, doar că într-adevăr în momentul respectiv oamenii erau cu ale lor și eu cu ale mele și nu înțelegeam și nu-i simțeam, nu, dar până la urmă ei au tot timpul ne-au perceput pe noi și lucrurile după aia iarăși revin la expresia aia, s-au întors împotriva noastră, știi? Și de fapt noi existam undeva foarte sus și ne făceam treaba foarte bine și percepția lor era foarte bună, dar se întâmplă, să zicem așa, decalajul ăsta de percepție, știi? Și a contat faptul că nu ne-am oprit atunci și iată, acum nu ne mai putem opri. Și nu se opresc cum nu se oprește nici Corvinu, pentru că nu trecem peste să marcăm, fără să marcăm măcar un gol. Hai Corvinu! Hai Corvinu, a fost și acest imn, că vorbim despre imnul echipei Corvinu Hunedoara, a fost un un proiect în tot parcursul nostru, o provocare interesantă. Anul trecut am lăsat imnul Corvinu Hunedoara și ne bucurăm că s-a nimerit să fim noi aici și să putem face acest lucru. Am marcat fiecare punctuleț, dragii mei, ne pregătim, ne și cântă în această dimineață. Mai cântă, mai e nevoie. Stai să-ți explic că e în premieră, dragii mei, în studioul Dale Dimineții, în premieră se cântă la nimeni. Și în vechiul sezon am avut noi premierele noastre și uite, în această dimineață, în premieră Călin Bârcean și chitara lui vor fi alături de noi aici la Dale Dimineții. Nu înainte încă să până Călin își ia chitara să dăm o pastilă de râs așa încet să fie. O să vedem dacă ne iasă rău, facem o probă de sunet în direct. Așa am zis că proba de sunet se face în de direct. De ce să nu iese? Iese tot timpul. Vorbim și de ultima piesă lansată de Pragul de Sus. E vorba de Singur pe străzi, așa se cheamă cântecul care practic deschide și albumul, pentru că trebuie să spunem că o să lansăm și album la acest concert. Adică nu venim la ziua noastră fără un cadou. O, ce frumos! Și am pregătit un album la care lucrăm de vreun an și mai bine, la care lucrăm destul de mult și această muncă ne-a cam
solicitat, să nu zic epuizat, că să nu sperim pe nimeni. Și ne bucurăm că iată avem albumul terminat, o să apară și pe vinil și pe CD. Și de pe acest album clasic, da, a revenit puțin vinilul și colecționarii, să spun, specialiștii, audiofilii ne-au provocat și ne-au solicitat să edităm și un vinil. Ținând cont că sunt 20 de ani, am zis, mă, hai că nu-i faci toată ziua, ne încordăm și scoatem și un vinil. Așa încât veți avea surprize plăcute pe suporturile acestea ale noastre pe care lansăm discul. Și singur pe străzi e cântecul lansat recent, a prins foarte bine, am făcut un videoclip pe care l-am lansat pe pagina noastră de YouTube, îl găsiți acolo. Am zis să venim cu această piesă nouă chiar înainte de spectacolul aniversar, de turneul aniversar și încercăm să o cântăm așa la rece. Vezi cum o cânti la rece? Că Florin Demea e cu ochii pe noi. Aoleu! E bine, nu? Suntem acordați, maestre suntem. Sunt singur pe străzi, desprinse din noapte, luminile mici se pierd lunecând în burbul trecut. Fațadele gri acoperă șoapte pe care le spun iubiți între ei la primul sărut. Iar umbra ce-o port îmi trece prin față când vreau să opresc secundele-n joc cu inima mea. Și tu te agăți de-un capă de ață pe care ți-l las din când în când la ușa ta. Se duc și vin, azi e prea mult, mâine-i puțin. Și fiecare-și caut un drum în noaptea sa. Iubirile se duc și vin, azi e prea mult, mâine-i puțin. Și ne rămâne îndrăzneala de-a visa. Pe strada de-acum vrei să mai știi de numele meu. Poveștile-n doi sunt treceri prin lume, sunt urme de noi pe cerul ascuns al zborului tău. Iubirile se duc și vin, azi e prea mult, mâine-i puțin. Și fiecare-și caut un drum. Azi prea mult, mâine-i puțin. Și ne rămâne îndrăzneala de-a visa. Mă pierd pe alei ca fumul în zare, cu noaptea și ea se pierde ușor în zorii zi. Ce-a fost până acum să uitare, urmează un val, purtare mister în tot ce va fi. Iubirile se duc și vin, azi e prea mult, mâine-i puțin. Și fiecare-și caut un drum în noaptea sa. Iubirile se duc
Băieți, vă iubesc, e superbă piesa, e așa aproape de sufletul meu, știți deja asta, e a doua premieră pe care noi doi o avem. Ți-aduce aminte că am transmis la radio, îl salutăm pe Sorin Roșca, cred că e pe la Timișoara, mai ții minte, prima transmisie în direct la un post de radio din Orăștie. Mulțumesc, Călin, le mulțumesc băieților. Povestim despre videoclip. Străzile acelea sub pustii pe care voi ați... Sunt la Sibiu cumva sau la Timișoara? Eu zic că sunt la Sibiu, că la un moment dat erați pe sub podul Mincinoșilor. Am plecat din Timișoara și ne-am trezit în Sibiu, știi? Adică am văzut că tot mergeam, da, ce mergeam și cântam, deci, și compuneam. Cumva... Și da, sunt în Sibiu, am ales Sibiu ca locație pentru filmarea acestui videoclip și ne bucurăm că a ieșit frumos. Avem, iată, un videoclip și noaptea, pentru că până acum toate erau ziua. Dar bineînțeles că aici ne-a ajutat foarte mult textul piesei, ideea piesei, și suntem singuri pe străzi cântând un cântec care, iată, ne bucurăm că prinde foarte bine. Îl salutăm pe Robi Batic, prietenul nostru, e maestru, Robi, maestru de imagini. Videograful pragului de sus. Text. Da. Și muzică. Vă dați seama că știu toate datele astea, că le-am citit, există pe YouTube, dragii mei, intrați pe canalul lor de YouTube, acolo găsiți piesa. Zi, text și muzică și aranjament. Cine? Subsemnatul. Atât! Da, e compoziția mea. În mare eu mă ocup de partea aceasta a scrierii pieselor, a compunerilor. Avem studioul nostru personal la Mărtinești, acolo suntem. De unde făceați acele transmisii în direct. De unde am început cu acele transmisii alături de Rossi. Alături de nopți nedormite. Rossi, ai dreptate. Dar și acel episod ne-a ținut în viață, pe mulți dintre noi. Și am dezvoltat, bineînțeles, povestea. Studioul este foarte bine pus la punct. Reușim să facem lucruri minunate de acolo. Și iată că ne scoatem albumele, ne le tragem, ne le cântăm, ne le compunem. Vorbește foarte greu, deși e foarte dezinvolt, Călin, la Călin e foarte greu să vorbească despre el. Vorbește foarte ușor cântând, la cum îl cunosc eu de peste 10 ani. Dar nu va scăpa în această dimineață. Vreau să vorbim pe repede înainte, că mai avem 10 minute și acum te forțez, că așa ne forțezi și tu. 6 minute mai avem și tu ne forțezi la concerte. Știm că boom-ul dai întotdeauna la final, așa am învățat de la tine. Rosi, te rog, pregătește imaginile cu turneu, va fi un turneu în mai multe localități din țară. Hai să ne povestești despre turneu, cum va decurge. Turneul aniversar 20 de praguri va porni de la Deva de vineri, 18 octombrie, ora 19, la Teatrul de Artă. Acolo vom avea prima reprezentație. Sâmbătă vom fi la Lugoș, pe 25 octombrie la Timișoara, la vineri 15, și tot așa în luna noiembrie veți găsi pe pagina noastră lista tuturor orașelor unde vom poposi. Ne-am încordat puțin și am reușit să adunăm destul de multe, da. Deci avem, după Timișoara urmează pe 1 noiembrie Petroșani, 2 noiembrie Sibiu, 8 Drobeta, Turnul Severin, 9 Reșița. În 16 revenim acasă, dar la Hunedoara, pentru că și acolo avem fanii noștri și e frumos să ne facem lansarea și în Hunedoara la Verg. În 20 vom atinge Bucureștiul, capitala, la The Pub. 21 noiembrie Râmnicu-Vâlcea, la întoarcerea spre casă. Și în 22, iată, avem și Orăștia pe artă, pentru că acasă la noi, la Orăștia, am zis că să fie... Să fie și acolo și ne bucurăm că ne-au și acolo.
urmând ca pe finalul lunii noiembrie să ajungem în 29 la Cluj și în 30 la Bistrița. E clar că ați ales, mai lasă puțin poza, te rog, Rosi, mă uit la turneul ales, localitățile alese de voi, foarte, așa să spunem, locuri în care voi ați susținut concerte, în mare parte, nu cred că am scăpat vreuna, mi-am urmărindu-vă de atâția ani, nu cred că am scăpat. La Drobeta Turnu Severin, da, nu mi-aduc aminte să mai fi fost. Am fost, adică, dar mai de mult și chiar cu Mircea Vintilă cred că am fost odată acolo. Și între timp s-a schimbat și acolo denumirea, s-a schimbat puțin, dar reluăm, sper eu să fie cu noroc acum să intrăm din nou acolo. Și la Bistrița n-am fost deloc, acolo e prima, deci la Bistrița n-a fost obosire pe deloc. Care o facem foarte tare. Și în rest sunt locuri unde avem fanii noștri, lumea ne cam știe, unde suntem bineveniți. 18 octombrie, dragii mei, e o zi specială pentru mine, e ziua în care s-a născut mama mea, deci o să țin mereu minte că în 18 octombrie la Teatru de Artă din Deva, începând cu ora 19, vom dansa, vom încerca să stăm pe scaune, dar se termină în picioare, că așa se întâmplă la pragul de sus. Ai invitați speciali sau totul e o surpriză, nu dai din casă? Da, nu prea am nume mari, pentru că altfel ar fi fost pe afiș. Vom fi doar noi, am zis să fim doar noi cei ai casei, da, doar pragul de sus în formula noastră clasică. Va fi Mihaela Oprea invitată pentru piesa Geometrie în 2 pe care am lansat-o împreună în această cu vară. Pian sau fără pian? Cu clape. Cu clape! Cu clape! Cu clape va fi. Și în rest veți avea parte de câteva surprize la care lucrăm. O să vedeți atunci ce se va întâmpla pe scenă. O să avem momente diverse, nu va fi doar standardul pragul de sus de care voi sau cu care voi sunteți obișnuiți, dar mai mult nu pot să spun, o să vedeți acolo. O să vedem cu siguranță că o să fim alături de voi. De-abia apuc să vă văd într-un concert, într-un alt fel de concert, pentru că este un concert aniversar. Câte piese sunt pe album? Mai avem 2 minute. 10. 10. 10 piese pe album. 10. Da. 10. Care e piesa? Întrebare de blondă. Care e piesa ta preferată de pe acest album? Mai nu știu să zic, pentru că asta am mai tot răspuns sau am mai tot zis. Piesa preferată ține de stare, de momentul în care te găsești. La fel cum candidezi, tu ai o piesă... Candidezi cumva? Da. Candidezi? Deja are tot de răspunsuri. La fel cum tu ai o piesă care s-a lipit de tine atunci, pentru că atunci a fost momentul ăla, na, așa e și acum. Piesele sunt foarte diverse. O să fie și piese vechi, refăcute, aduse, actualizate în formula nouă a pragului de sus. Am zis că e păcat, fiind un album aniversar, să nu avem și hiturile noastre pe care nu le-am cântat în această formulă, care s-au lansat până la primii 10 ani. Și da, pot să spun că, uite, Singur pe străzi este una din piesele preferate de pe album. O cânti cu o altfel de emoție, așa cum eu l-am cunoscut pe Călin acum peste 10 ani. Eu vă felicit, mi-e dor de voi băieți, de toată trupa și extinsă, pentru că vă cunosc pe toți și vă iubesc. Vor fi și ei prins la lansare, toată trupa va fi ei. Și cu fluier, cu nai, cu... Cu aplauzele, cu... Îl salutăm și pe Gopo, pe fratele lui, da, Călin, nu el. Se poate, da. O să fim cu toții acolo. De-abia apucăm să ne întâlnim, dragii mei, nu uităm, Teatru de Artă, vineri, 18 octombrie, ora 19. Călin, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune, ca de fiecare dată e mai mult decât o bucurie să te întâlnesc, nu doar în fața camerelor de luat vederi. Ceva rămâne acolo, ne leagă. Păi, fain. Deja din ce în ce mai multe
lucruri ne leagă și asta e important. Mulțumesc mult de invitație, salutări tuturor și vă aștept la concertele Pragului de Sus. Singur pe străzi o să o auzim, eu o să o cânt așa cum o cânt și poate că de mâine o cânt în fiecare zi în sufletul meu, pentru că e aproape de sufletul meu. Rămâneți aproape de sufletul celor de la Pragul de Sus, pentru că ei ne încântă de fiecare dată, de fiecare dată când noi le dăm ocazia. Pentru că fiind alături de ei, până la urmă ne bucurăm sufletele. Nu uitați să iubiți așa cum Pragul de Sus își iubește publicul. Pentru că, vedeți, ei au ajuns la 20 de praguri. De sus, zice Călin. Și ne îndreptăm către 40. Până mâine dimineață, și noi aici, nu ne lăsăm. Până mâine dimineață, dragii mei, ne luăm la revedere. Eu vă spun simplu, vă iubesc. Dăruiți din iubirea voastră, pentru că va veni acea zi în care veți primi înapoi, cu siguranță vă garantez, și că îl primește, 20 de praguri. Vineri, la Teatrul de Artă, ora 19, cu toții vom fi alături de ei. Vă iubesc!